Bună ziua! Spuneți, rog, în momentul. Bună ziua tuturor! Motivul pentru care am venit în acest briefing scurt au la bază mai multe apeluri telefonice pe care le-am primit și ieri și azi dimineață din raioane, din sate. Și anume, scumpirea pâinii. S-a scumpit prețul la pâine cu un leu. La toată pâinea, care era, și în special la pâinea cea ieftină, care era cea mai accesibilă și cea mai solicitată de către cetățenii noștri care au, din păcate, venituri mai mici și mai modeste. Cum s-a ajuns la această scumpire? Vreau să vă explic, stimați cetățeni. Acum încă o lună și ceva, în cadrul noi partidele din Parlament, în special Partidul Acțiunii și Solidaritate, pe platforma Consiliului Suprem de Securitate, au fost câteva discuții legate inițial de acel scandal sau schemă, mai bine zis, pusă la cale de ministrul agriculturii Pierju, din întâmplare, prin coincidență cu mătru lui Igor Dodon, șeful Agenției Rezerve de Stat, un coleg mai vechi a ministrului afacerilor interne, Voicu. Ulterior s-a aflat că în joc mai este și un oligarh, un monopolist pe piața de cereale și grâu și floarea soarelui, un oarecare Vaja. Au pus la cale o schemă prin care și-au propus să scoată sub pretextul împrospătării rezervei de grâu din rezerva de stat, scuzați-mă, au pus la cale această schemă pentru, sub pretextul împrospătării, să exporte acest grâu din țară. Și atunci și ulterior am atenționat că în contextul secetei de anul trecut și faptului că roada la grâu a fost de două ori mai mică decât anii precedenți, am atenționat că există pericolul, riscul ca prețul la acest produs, pâinea produs de toate zilele, să crească. Și am solicitat să fie introdus moratoriu, adică interdicție, la exportul grâului din rezerva de stat. Acest grâu urma, la recomandarea noastră, să fie pus la dispoziția companiilor, brutăriilor, industriei de panificații, pentru a putea anticipa și opri eventuala scumpire a grâului. Ce a urmat? Guvernul lui Dodon, prin gura ministrului Pierju și Voicu, au tot insistat că nu există astfel de pericole, că grâu este suficient în țară și că lucrul ăsta nu se va întâmpla. Iată că am ajuns să vedem că și atunci și acum, așa cum noi eram siguri, au mințit. Pentru că în spatele acestor declarații n-a fost nimic altceva decât interesul financiar al lui Dodon și a acestui oligarh. Aceleași scumpiri care s-au produs la ulei de floarea soarelui iarăși face parte din înțelegerea între Dodon și acest oligarh, fost partener al lui Plahotniuc, care în lipsa acestuia și-a găsit un alt partener, un hoț și un fricos, în persoana lui Dodon. Cerem, domnul prim-ministru interimar în exercițiu, vă cerem urgent să luați toate măsurile necesare pentru a interzice exportul de grâu din rezerva de stat. Gândiți-vă, vă rog frumos, la oameni, nu la Dodon, care este gata să dea foc la țară, care este gata să facă orice pentru a-și salva pielea de toate încălcările, schemele, culioacele, combinațiile pe care le-a făcut el împreună cu aliații lui. Mai mult ca atât, vă informez că în aceste clipe
acest individ, partener al lui Dodon, încarcă grâu din portul Giurgiulești. Deci el, din păcate, cu ajutorul lui Dodon, prin cumătru lui Pierju, da, a reușit să obțină permisul de la șeful Vamii, domnul Burduja, dacă nu greșesc, apropo, domnul șef a Vamii, se pare că acum sunteți în funcție și sunteți veșnic. Va veni timpul și noi vom demonstra cum s-au comis falsuri în actele care au permis și permit în momentul de față scoaterea grâului din țară. Repet, cei care lucrați în guvern, cei care credeți că îl mai reprezentați pe Dodon, da, faceți, vă rog, ceea ce trebuie să faceți în interesul oamenilor. Pâinea este un produs social. Pâinea este un produs strategic. Nu permiteți ca astfel de indivizi, cum este Igor Dodon, umilit și discreditat de nu se mai poate, în complicitate cu un oligarh care nu are niciun interes și nicio afecțiune față de țara asta, dar doar unica lui afecțiune sunt banii pe care îi face, prin monopolul pe piața de cerealiere și de floarea soarelui și de grâu, faceți tot ce trebuie să faceți prin a interzice exportul grâului din rezerva de stat. Acest grâu urgent trebuie să ajungă la brutării, la companii, la mori care produc făină și așa mai departe, pentru a opri și a reîntoarce prețul la pâine așa cum am fost. Noi am spus foarte clar, este secetă, a fost secetă anul trecut, jumătate din roadă nu am obținut, pâinea care o avem acolo, grâul care o avem acolo, trebuie să rămână în țară și când vom avea certitudinea că roada va fi bună și prețurile vor fi stabilizate, atunci vom reveni la această decizie. În rest, domnul Pierju, domnul Voicu, șeful Vămii, șeful de la ANSA, care elibera certificatul, deci toți dumneavoastră sunteți complici, da? La această schemă, eu înțeleg că probabil v-a dictat cum să procedați, Dodon. Dar nu uitați că va veni momentul și va trebui să dați explicații. Grâul vostru, a domnului Pierju, cu toate interesele care are, dacă dumneavoastră aveți grâu și aveți ce exporta, puteți să exportați tot ce aveți. Dar grâul țării trebuie să rămână în țară și să fie folosit pentru a nu jecmâni și nu a umili în continuare oamenii din această țară. Imaginați-vă familii cu 3-4 copii care zilnic consumă câte 2-3 pâini. Zilnic. Da? Acum ei au mers, azi dimineața au mers la magazine. Eu azi dimineața am primit telefon din sat. Au mers la magazin și au văzut surpriza. Pâinea care costa 5 lei e 6 lei. Care 7 lei e 8 lei. Deci asta e genocidul pe care Dodon, acest, scuzați-mă, probabil este prea multă emoție, acest trădător vrea să dea foc la țară, numai ca să-și salveze pielea. Noi știm că acum se încarcă pâinea. De ce, domnul Cecoi, că tot vă place să accentuați, sunteți interimar. Aveți timp la dispoziție să convocați guvernul și foarte repede să luați o decizie prin care să interziceți exportul de grâu de rezerva de stat. În caz contrar, la lista care am spus eu, o să fiți și dumneavoastră. O zi bună!